Prezent. Antoi Ionel Florin. Artan Adrian. Băștin Vasile. Ivâncescu Gheorghe. Prezent. Tățica Gheorghe. Lov Liviu. Lov Sorin. Prezent. Săcoară Constantin Dumnezeu. Răuțoiu Ioan. Voicu Florin. Prezent. Voicu Petre Adrian. Prezent. Voinea Constantin. Chifor Ilie, delegat sătesc. Ghiu și Anjan, delegat sătesc. Domnul consilier, întrucât mandatul domnului Ploc s-a terminat în luna trecută, trebuie să alegem un nou președinte de ședință pentru 3 luni. Cine face propuneri? Domnul Gigi Petreca. N-a fost niciodată. Păi dați-mi aici tot neapărat să spune la voi cine este. Dacă se pune la voi, stai pe scaun. Nu neapărat. Toată lumea pe. Gata, deci așa l-a funcție. Stai cu mine. Procesul verbal în ședințe anterioare a fost dat pe citire, dar nu sunt observați la conținutul procesului verbal. Dacă nu sunt, cine este pentru conținutul procesului verbal? Domnul președinte. Procesul verbal sau? România, știți, spune așa. Prima, dispoziția numărul 77 din 15 februarie 2024. Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Coțovănești, ședința în ședința ordinară din 14 februarie 2024. Primarul Comunei Coțovănești, județul Bacău, întemeie articolul 134 alineat 1 litera A și articolul 196 alineat 1 litera B din codul ATI din 57-2019 privind codul administrativ. Dispun. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Coțovănești, județul Bacău, ședința ordinară, pe data de 14 februarie 2024, ora 13, în sediul Căminului Cultural Coțovănești, având următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024. Inițiator Viorel Olaru, primarul Comunei Coțovănești. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 4-2023. Inițiator Viorel Olaru, primarul Comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar local în cursul anului 2024. Inițiator primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Coțovănești pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SECEI Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28-2024. Inițiator primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local și urmează a fi realizate de către persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune în anul 2024. Inițiator primarul Comunei Coțovănești, Viorel Olaru. Punctul 6. Probleme diverse. Articolul 2. Citești pe asta? Cred. Nu. Nu. Procesul de ședință anterioare și pe ordinea de zi. Deci, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, toată lumea este de acord. Bun. Spune și procesul de ședință anterioare. Dacă se poate să încep cu aprobarea contului, ca să aibă o viziune așa și după aceea cu a contului pe 2023. Și, sau, eu pot să spun întâi bugetul pe 2024, după aceea
aprobarea contului de execuție pe 2023. Deci, până și pe alt cont, noi vorbim la pachet. Adică votăm separat, dar punctele sunt diferite. Bun, sunteți de acord? Da, normal. Bun, deci încep cu contul de execuție. Nu se vedea, dar s-a trecut și cu aprobarea din excedent, da? Da, 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 e la punctul 3. Păi și ăla. E la punctul 3. Da, da, da. Așa, deci, subsemnata aia contribuie acordat de la Comunii Cotăcănești Județul Bacău, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale, legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, rogă aprobarea ședință ordinară a Consiliului Local, contul de execuție a bugetului local, pentru trimestrul 4/2023, după cum urmează. La partea de venituri. Impozit, încep cu partea de venit. Impozit pe venit transferul imobiliare, prevederi an 2023 7.500, realizat 11.210. Cote defalcate din impozit pe venit, prevederi 308, realizat 308.000, realizat 307.881. Sume alocate pentru echilibrare. De 822.000 prevederi, 821.911 lei. Sume repartizate din fondul de rezervă a Consiliului Județean Bacău. Prevederi 744.000, realizat 744.000. Impozit pe clădiri persoane fizice. Prevederi 40.000, realizat 52.359 lei. Impozit pe clădiri persoane juridice. Prevederi 35.000, realizat 25.232 lei. Impozit pe teren persoane fizice, prevederi 70.000, realizat 82.185. Impozit pe teren persoane juridice, prevederi 3.000, realizat 3.376 lei. Impozit pe teren extravilan, prevederi 110.000 lei, realizat 95.673 lei. Taxe judiciare de timbru, prevederi 5.000 lei, realizat 3.714 lei. Alte impozite și taxe pe proprietate, prevederi 28.000 lei, realizat 32.788. Impozit mijloace transport persoane fizice, prevederi 121.000, realizat 155.678 lei. Impozit mijloace transport persoane juridice, prevederi 4.000, realizat 4.399 lei. Venituri din concesiuni, prevederi 86.000 lei, realizat 124.385 lei. Venituri din prestări servicii, prevederi 88.000, realizat 97.502 lei. Taxe extrajudiciare de titlu, prevederi 2.000, realizat 6.030. Venituri din amenzi, prevederi 100.000, realizat 103.121 lei. Alte amenzi penalități, prevederi 35.000 lei, realizat 45.642 lei. Taxe speciale, prevederi 344.000, realizat 390.318 lei. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului asistență socială, prevederi 1.923.000 lei, realizat 1.881.649 lei. Sume defalcate TVA pentru finanțare de drumuri, prevederi 454.000 lei, realizat 408.762 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare, prevederi 2.475.000 lei, realizat 2.475.000 lei. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea populației locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili, prevederi 725.000 lei, realizat 653.916 lei. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, PNDL, prevederi 607.000 lei, realizat 594.297 lei. Fonduri PNRR, prevederi 214.200, realizat 214.200. Subvenții alocate din bugetul ANCPI, prevederi 101.000, realizat 93.250 lei. Fondul de
E un program de dezvoltare regională, FDR, POLIM, prevedere 21.100.000 lei, realizat 14.146.000 1 lei. Total, prevedere 30.451.700 prevedere, realizat 23.574.682 lei. Dar aici diferă cifrele dumneavoastră. Nu, aici avem aici, pur și simplu, nici nu este CISA 6, nici... Deci nu diferă nicio... Adică nu este nicio sumă. Nu ca de ce ați zis dumneavoastră cu ce avem noi aici. Nu-i punctul 1 acolo la punctul 2. Dar ăsta e 2024. Punctul 2. Dar nici nu știu să vă uitați, eu citesc contul de instituții. Dar citesc contul. Nu, dar nu s-a spus că e punctul 2. S-a început cu punctul 2. Că prezintă pe încheiere. Dar domnule, dar nu am așa. Nu avem în ordine de zi așa. Nu am în ordine. Nu este punctul 2, iau de. Punctul 2, uitați-vă, de ce este spus din ultimul? Dar da, domnul secretar, prima dată l-am făcut. Uitați-vă, nu scrie niciun punct, păi. Punctul 3, uitați-vă și cum punctul 1 și 3. Am înțeles, dar tot pe seama la ăsta vin sumele, nu? Eu citesc plan cât a fost prevăzut și cât a realizat. Iată... Vorba de 23, nu de 24. Ia formular, adică am făcut... Nu am estecat. Ăsta-i punctul 2, care este aici. Mi s-au omis la dosar, nu-i problemă. Imediat îl aduc. Verificat, bărbat. O trimis pe 423, da. Este. Nu v-a apărut omul. În continuare. Da. Nu stăm. Apoi, acum trecem la cheltuieli. Capitolul 51, autorități publice. Prevedere. 2.471.380, am început să mă vorbim și eu. Realizat trimestrul de 2023, 2.386.453 lei, din care cheltuieli de personal. 1.779.121 lei prevederi, realizat 1.759.970 lei. Bunuri și servicii, prevederi 712.750 lei, realizat 647.369 lei. Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate, aici e important concediile medicale, care ne vin după aproape un an, deci cu minus 20.886, dar deci au venit în bugetul nostru, prevedere realizat 20.886. La capitolul 5602, transferul pentru protecția copilului, prevedere 50.000, 2023, realizat 50.000. Capitolul 61, apărare și ordine publică, prevedere 290.000, realizat 272.343 lei, din care cheltuieli de personal 250.000 prevederi, realizat 238.146 lei. Bunuri și servicii, prevedere 40.000 lei, realizat 34.197 lei.
Capitolul 65, învățământ preuniversitar. Prevedere 1.227.000 lei, realizat 1.125.137 lei, din care bunuri și servicii, prevedere 573.000, realizat 510.816 lei, cheltuieli cu tichete sociale, învățământ, prevedere 120.000 lei, realizat 80.139 lei, cheltuieli asistențe sociale, burse școlare, prevedere 534.000 lei, realizat 533.982 lei. La capitolul cultură, religie și recreere, prevedere 419.000 lei, realizat 379.609 lei, din care cheltuieli de personal, prevedere 95.000 lei, realizat 89.407 lei, cheltuieli bunuri și servicii, prevedere 40.000 lei, realizat 8.969 lei, cheltuieli pentru susținerea cultelor, prevedere 284.000 lei, realizat 281.233 lei. Capitolul 68, asistență socială, total 1.880.000 lei prevedere, realizat 1.737.219 lei, din care cheltuieli de personal pentru asistență personală 659.000 prevedere, realizat 573.704 lei, indemnizație persoanei cu handicap. Prevederi 533.000 lei, realizat 480.599 lei. Ajutoare sociale de încălzire pentru populație cu lene. Prevederi 655.000 lei, realizat 653.916 lei. Ajutoare de urgență prin HCL, prevederi 33.000, realizat 20.000 lei. Capitolul servicii de dezvoltare publică, prevederi 650.000 lei, realizat 556.513 lei, din care bunuri și servicii, deci prevederi 650.000 lei, realizat 556.513 lei. Protecția mediului, adică colectarea gunoiului, prevederi 447.000 lei, realizat 429.767 lei, cheltuieli pentru drumuri, prevederi 164.000 lei, realizat 118.762 de lei. Total cheltuieli secțiunea de funcționare, prevederi 7.639.500, realizat 7.055.803 lei. Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare, investiții. Capitolul 51, autorități publice, prevederi 140.000 lei, realizat 113.050 lei. Capitolul învățământ, 65, prevederi 290.000 lei, realizat 246.239. Tot aici, capitolul învățământ, prin Programul Național de Reziliență, PNRR, prevederi 214.200 lei, realizat 214.200 lei. Capitolul 67, cultură, religie și recreere, prevederi 190.000 lei, realizat 172.360 lei. Capitolul 70.02, servicii, dezvoltare publică, gospodărie comunală, prevederi 901.000 lei, realizat 756.215 lei. Capitolul 70.02, alimentare cu gaze naturale prin programul POIN, prevederi 21.100.000 lei, realizat 14.178.143 lei. La pe protecția mediului n-am avut nimic. Capitolul 84, drumuri și poduri, prevederi 97.000 lei, realizat 649.651 lei. Total cheltuieli de dezvoltare, prevederi 24.022.200, realizat 16.329.858. Da. Am văzut că a fost contul. Întrebări, dacă le-ai.
Aveți cumva întrebări? Comisia și comisia. Și comisiile? Aveți cumva. Și comisia. Să punem la vot. Da. Acum ajungem la punctul 2. Pe 2012. Da. Deci, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea bugetului de stat pe anul 2024, numărul 421 din 2023, adresele de la HFP Bacău, numărul 393 din 11/1/2024, numărul 518 din 12/1/2024, adresa 4408 din 12/2/2024 a Consiliului Județean Bacău, rogă aprobarea ședinței ordinare a Consiliului Local Coțofănești, bugetul de venituri și cheltuieli de anul 2024 al Consiliului Coțofănești, după cum urmează. Încep cu partea de venituri. Se proiectează pentru anul 2024 la venitul realizat o anului 2023. Deci nu avem voie să depășim veniturile, ca așa spune legea. Impozit pe venit, transferul imobiliar, 11.000 lei. Cote defalcate din impozit pe venit, 304.000 lei. Sume alocate pentru echilibrare de la Consiliul Județean, 583.000 lei. Sume repartizate din fondul de la dispoziția Consiliului Județean, 560.000 lei. Impozit pe clădiri persoane fizice, 53.000 lei. Impozit pe clădiri persoane juridice, 25.000 lei. Impozit teren persoane fizice, 82.000 lei. Impozit teren persoane juridice, 3.000 lei. Impozit teren extradular, 96.000 lei. Taxe judiciare de timbru, 3.700 lei. Alte impozite și taxe pe proprietate, 33.000 lei. Impozit mijloace transport persoane fizice, 156.000 lei. Impozit mijloace transport persoane juridice, 4.000 lei. Venituri din concesiuni, 125.000 lei. Venituri din prestări servicii, 97.000 lei. Taxe extrajudiciare de timbru, 6.000 lei. Venituri din amenzi, 103.000 lei, alte amenzi și penalități, 46.000 lei, taxe speciale, 390.000 lei, taxe pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului, asistență socială, 1.661.000 lei, taxe pe valoare adăugată pentru finanțare de drumuri, 360.000 lei, taxă pentru echilibrare din TVA, 2.054.000 lei. Deci total sume defalcate din TVA, toate astea 3, 4.075.000 lei. Subvenții de la bugetul de stat prin programul Angel Salini, 11 milioane lei. Noi am prins, nu ne-a dat, că trebuie să prindem un buget. Alocări sume PNRR, 2.012.000 lei. Subvenție ajutor încălzire cu lemne și carburant, 130.000 lei. Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor PNRR 2014-2020, că așa e programul, 128.000 lei. Subvenție alocate din bugetul ANCPI, 160.000 lei. Și fondul de coeziune, program POIM, adică pentru alimentarea cu gaze naturale, 11 milioane lei, total 31.685.700 lei. La partea de cheltuieli, capitolul 51, autorități publice, prevedere 2.680.000 lei, din care cheltuieli de personal 2.030.000 lei, bunuri și servicii 650.000 lei. Capitolul 54 este un nou capitol pentru alegerile locale, pentru faptul că trebuie să plătim contravaloarea buletinelor de vot. Noi le suportăm și pentru președinți și transportul care, deci, pe cine va desemna președinte și locuitor, noi trebuie să asigurăm aceste cheltuieli, 10.000 lei.
Transferul pentru protecția copilului, 14.000 lei. Capitolul 61, apărare și ordine publică, 311.000 lei, din care cheltuieli de personal, poliție locală, 256.000 lei. Bunuri și servicii, poliție locală, 44.000 lei. Bunuri și servicii, protecție civilă, 11.000 lei. Deci total asta fac 311.000 lei. La capitolul 65, învățământ, 725.000 lei, din care bunuri și servicii 625.000 lei, tichete de învățământ preșcolar 73.000 lei, drepturi copiilor cu cerințe educaționale speciale 27.000 lei. La capitolul cultură, religie, recreere și religie 168.000 lei, din care cheltuieli de personal 98.000 lei, cheltuieli bunuri și servicii 20.000 lei, cheltuieli pentru sprijinirea cultelor 50.000 lei. Capitolul asistență socială 1.412.000 lei, din care cheltuieli personal, asistenți personal 732.000 lei, indemnizație persoane cu handicap 520.000 lei, ajutoare încălzire cu lene 130.000 lei, ajutoare de urgență prin HCL 30.000 lei. Capitolul servicii de dezvoltare publică 640.000 lei, din care iluminat public 210.000 lei, alimentare cu apă 170.000, alte cheltuieli 260.000 lei. Capitolul 74, salubrizare, 520.000 lei, din care bunuri și servicii 500.000 lei pentru colectarea deșeurilor și bunuri pentru servicii protecția mediului 20.000 lei. Capitolul 84, drumuri, cheltuieli bunuri și servicii, deci total 230.000 lei, din care 230.000 lei. Total cheltuieli de funcționare 6.710.000 lei. Acum voi da citire pentru cheltuielile secțiunii dezvoltare, adică investiții, care total sumează 26.175.700 lei, din care pentru autorități publice, sistem de supraveghere, v-am spus înainte, plătim montajul 30.000 lei. Capitolul învățământ 2.402.000 lei, din care renovare energetică școala primară sat Bâlca 530.000 lei, renovare energetică școala gimnazială Borșani 700.000 lei, dotare cu mobilier, material didactic prin programul Angel Salini 11.720.000 lei. Capitolul cultură 268.000 lei, din care modernizare parc comunal sat Coțofănești, comuna Coțofănești 268.000 lei. Servicii de dezvoltare publică total 11.815.700, din care alimentare cu gaze naturale comuna Coțofănești 11.200.000 lei. Modernizare sistemului de iluminat public 520.000 lei, întocmire și finalizare PUC 10.000 lei, atestare inventarului domeniului public 50.700, realizare monografiei, mai avem să plătim lui domnul, 35.000 lei. Protecția mediului, canalizare și tratarea stației de epurare comuna Coțofănești 30.000 lei. La capitolul drumuri, asfaltare drumuri locale comuna Coțofănești 11.630.000 lei. Deci total cheltuieli de dezvoltare 26.000.000, cum am spus, 175.700 lei. Da. Aici am legat de parcul din satul Coțofănești. Da. Văd că apare 258.000 și mai apare și în punctul 3, prin Angel Salini, 140.000 de lei. Totalul cât ar fi? Sau cum mai e la urmă de ce pare? Am văzut că apare în punctul 3, modernizare de parc. 258 în total. 250.000 prin Angel Salini, în suma asta 258.000. Prin Angel Salini. Ele sunt de cu finanțarea noastră.
198 dau eu. Noi am pus numai cofinanțarea noastră. Nu dau mai niciodată. Da, aia da, apare 140 de mii de asta. Da, asta e a noastră. Da. 128 dau ei. Normal, la valorile astea mici care a trebuit de acum să facem niște dotări, ceva, trebuie să punem și noi. Când ajung bani. N-ajung. Și aici, cu modernizarea sistemului de iluminat public, în Comuna Sufănești, 520 de mii, a fost vorba că o să predăm la o firmă care ar să vină. Ea o să le ia la cheie și nu o să pună taxă sau cum? Nu o să pună la cheie, trebuie să pună lumina. Nu o să pună nimeni, nicio taxă. Nu o să pună taxă, să modernizează sistemul ca să funcționeze. Și după aia îl predăm la firma privată? Că știu că anul trecut a fost în discuție așa ceva. Păi, a fost invers. Noi a trebuit să-l preluăm de la E.ON ca să fie al nostru să putem interveni asupra lui. Noi am preluat, am cumpărat stâlpi de la E.ON, mai aveam valoarea reziduală cât a fost. N-a fost mult, vreo 3.000 de lei. Și noi acum, ca să modernizăm, deci îl modernizăm și mâna noastră, da? Nu dăm la nimeni, nu? Doamne ferește, cum să-l dăm? Să schimbi numai la noi, nu? Că firma o firmă care o să ne rețină, cum e și până acum, că nu ne pricepem noi. Da, putem bloca trebuie de restaurant și care au făcut doar acum, poate și la ședință de atâta la mare de vreme. Patru ani. Cream noi serviciu special, oricum hotel la concesiune de serviciu de iluminat. Ceea ce nu se poate, că nu se întâmplă o așa, că aia, deci nici n-a fost discuție. Bună, să spune dumneavoastră, că dăm la cineva. Nu, nu e așa ceva. E al nostru, nu l-a fost al nostru. Cineva care să-l întrețină. Adică al nostru, al nostru ce înseamnă? Al nostru sunt numai becurile. Becurile și mentenanță, că nu facem. Becurile, lampa cu totul. Și lampa cu totul. Cum a spus, becul înseamnă lampă, cu tijă, cu firul care s-a grață, cu aia, despre asta e vorba. Restul ea e omul, ce aia, nu? Stâmpii, firele. Lâmpii s-a noastră. Și când extindem când o rețea de iluminat public, dar te-ai bucat și ai pus fir de la tine, ăia intră tot în inventarul, firul intră tot în inventarul omului. Așa și cei care și-au extins și-au tras curent la locuințe. Uite, gen, vă dau un exemplu aplicat. La Hozoi, Dumnezeu să-l ierte, acolo. Și la Ferenț, Franț, da. Așa, au cumpărat hipstâlpi și de aia, dar alea au trecut în inventarul Ion. Deci pe degeaba. Da, așa face Ion. Asta e regulă. În momentul de față nu funcționează. Poftim? Nu funcționează, domnule, pe timp de noapte. A fost schimbat. Nu, nu ziua. Vorbim de noapte, nu ziua. Da. Mi-au schimbat, acum tot. S-au schimbat, acum... Da, vânt s-ar putea să fie azi. Vremea este cum este. Când o să vină de Paște, acum să facem... Bate, vântul, plouă, linge. Să mor eu când vor funcționa toate. Da, luminatul ăsta inteligent, prin program... Nu, dar peste tot funcționează numai acolo. Eu vă spun... Adică nu chiar peste tot. Ce vrei să fac? Și nu o să vină mașina numai pentru mine. Personal, păi acolo nu l-a schimbat mie. Păi ce să vină o mașină pentru mine de la ERE. Chiar ești curba. Păi merge, da. Din stâlp în stâlp sunt lipuri. Da. Banii ăștia 30.000 de la camerele de luat vedere. Asta e diferența care a rămas, le mai dăm lor, dar când se termină procesul ăsta de instalare a camerelor? Să îmbunătățească vremea, că nu le-a dat voie să... Au obținut foarte greu de la E.ON. Le-am explicat. Că trebuie să le recrutați în canul. De-abia aproape de iarna au obținut de la E.ON, că trebuie să te legi la ei acolo și... Pentru că folosești țărpii lor, trebuie să folosești un testul la porție aprobarea lor, contra tot, să mă obținut. Și dacă nu s-a montat, automat am trecut, n-am putut să plătesc. Am trebuit numai achiziționarea lor. S-a trecut ăștia 30.000. Iar aici, privind asfaltarea drumurilor locale, da, suma asta 500.000 de lei, ce tronsoane sunt prevăzute? Pentru asta am mai spus-o de vreo 9 de 10 ori, dar de 5 ori că puteam am spus. Am spus, dar nu avea, dacă vreau să mă rog un codat ca să țineți dumneavoastră mine, poate vă dau lista asfaltelor. Sunt prevăzut 2,664 km. Au fost inițial mai mult, proiectul era de 5 km, dar nu ne-a dat finanțare decât 11 milioane de lei, el făcea 27 de milioane, a trebuit să ne restrângem. Plus de asta, nici Cravul nu ne-a dat voie pe străzile pe care urmează să fie canalizare, să trecem cu asfalt.
Și a trebuit și am rămas cu ăștia 2664 de kilometri care dacă... Și se lasă iar de izbelește o porțiune de un kilometru, de jumătate. Nu, deci, cauza traptului nu... Păi da, da, eu. Domnul primar, nu vă spăreați că după 20 și ceva, 30 de ani de zile, tu o să spune că se asfaltează. Fă nicio supărare, este noroi. Pe strada după grădini este un noroi de nedescris. Eu vă spun foarte clar. Deci nu s-a intervenit nici cu balastru, nici cu nimica. Avem cetățean care a preluat pur și simplu, deci i-am dat prin concesionare să facă ce vrea în terenul respectiv și în momentul de față tot ce s-a adus nu s-a făcut și în zona respectivă. Și domnul vice a trecut. Ai trecut pe zona aia. Se vede că este foarte mult noroi. Ce să mai duc? Eu papu ce-am făcut de la prânzul în pare că merge pe curat. Da, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Deci îi bătaie de joc. Acolo s-a băgat. Haideți căutați și puneți o leacă. Eu nu caut să fac ce vreți dumneavoastră. Dar nu e așa. S-a făcut până... Și lăsați tonul puțin. Eu solicit la rândul meu ca zona respectivă căutați să introduceți balastru. Am căutat și o să meargă cum și asfalt, da? Toate la timpul lor. Nu când vreau. Și eu vreau să fie asfaltată pogona al cap-coadă, toate ulițele și ulicioarele. Deci sunt niște reguli care trebuie să respectate. Acea zonă dumneavoastră, știu ce vă marcele dumneavoastră punctual. Dar nu intră în zona aia. Noi au fost bine, dumneavoastră le-ați văzut pe toate. Noi stăm aici și avem ceva și nu ne vedem. Avem noi orba al găinii. Nu este adevărat. Deci, deocamdată, sunt acele promisoare pe care le-am spus. Punctual știu ce vă interesează în fața proprietății dumneavoastră. Da, domnule, este un praf. Asta vară era un praf de redescris. Și este, în continuare. Vă spun da, cu mâna pe inimă. Da. Deci a fost perioada care am luat prosopul și l-am pus la gură din cauza prafului. Băi, lasă. Da. Așa că se curace pe acolo, nu-i că nu-i curești. Am înțeles la mine că trec oamenii acolo și cu 100 la oră. Nu trec. Dar trebuie să am filtrul special. Nu trec cu 100 la oră. Eu asta este singura rugăminte. Că bătați și rezolvați. Rugămintea dumneavoastră va fi rezolvată după ce va trece canalizarea. Astea sunt condițiile la ora. Altele nu le stabilim noi cum vrem noi și când vrem noi. Dar puneți balans, bără. E balans, da. Unde balans trebuie, sau piatră? Nu trebuie balans. Nu piatră, mă rog. Nu trebuie balans peste tot. Cam deocamdată se mai lucrează încă la alimentarea cu gaze de metan. Se fac acele traversări pe care le vedeți și peste asfalt și peste drumurile de piatră sau de pământ, cum vreți să numiți dumneavoastră. În momentul când vor fi gata, vom interveni și vom pune piatră. Uitați-vă la bugetul care îl avem, eu să fiu ca dumneavoastră, să spune, domnule, ce este bugetul ăsta, e prea mic, să vei nimic, nu ne ajung bani. Banii, noi am primit mai puțin cu 9,5 miliarde, cu 10 miliarde față de anul 2023, în condițiile în care am primit bani la fel, ca și Ștefanul cel Mare, care e comună mai mare ca noastră, și dacă vreți, vă scot lista, ca și Urichești nici n-a primit, dar a primit și mai puțin, ca și Căiuțul. Uitați-vă, aceeași 5,6 miliarde la Consiliul Județean a dat primit pe sistemul care nu e încă o dată cât noi, dar aproape încă o dată cât noi. Uitați-vă că găsiți, dacă intrați pe site-ul Consiliului Județean, la bugetul pe 2024, găsiți aceste sume. Oricum, sumele sunt mici și sunt... nu ne ajung, neîndestulătoare. Adică nu ne ajung. Parte din banii care au luat la drumul, care trebuie să mai punem piatră, a trebuit să-i ducem la acea asfaltare de 2,62 km, 2,6 km. La cofinanțare. Noi avem depus la cofinanțare. Ați adunat din curiozitate bugetul, dar tot acest material. Știți care e bugetul pe 2024? Tot al buget. Știți care e? Da, cât? Am tot am buget 2024, pe care l-am primit. Din bugetul de resurse locale, de la Consiliul Județean, de la Finanțe. Da, mă știu, un 16... Deci 16 miliard 329, 156, a fost pe... Domnul Plăcin. Și în momentul de față... Ca să înțelegeți, da. Dumneavoastră, eu n-am nimic personal cu dumneavoastră, nici cu nimeni n-am.
Da, domnule, dar... Păi pe suflet. Nu am venit să... Păi da, nu, eu vă spun că dumneavoastră ați luat material, le-a dat degeaba. Păi nu, dar mi le-a dat aiurea, mi le-a dat pe secțiune și... Nu, pe 2024 vreau, dar până l-am trebuit un exercițiu bugetar. Care? L-am primit acum, l-am primit în... Din curiozitate, mă urcam și eu ne-am legat, total buget venit. Băi, cât e bugetul de funcționare? 26. Că aveți dumneavoastră, că spune Sfântul Sfântul Domnului, din 96. 26. Da. Nu, total buget este de 51 de miliarde. Păi unde se vede? Total buget este 50 de miliarde, 947 de mii de lei, nu 16, nici 21, din care se compune din venitul propriu, buget de 12 milioane, se, v-a spus și doamna contabilă că se raportează la cel de anul trecut, poate infla mai mare, mai mult, impozitul pe, la finanțe 5 miliarde 130, la Consiliul Județean, ceea ce vă spunea, 5 miliarde 600, de la Consiliul Județean pe drumul 3 miliarde 600, la finanțe, încă o dată avem 20 de miliarde 540. Total adunat aceste cifre, rezultă o sumă de 50 de miliarde 947, adică 51 de miliarde. În condițiile în 51 de miliarde, ai cofinanțare de 23 de miliarde, că avem foarte multe proiecte, nu le-am pomenit pe toate, că nu avem nici la vendul proiecte. Noi nu punem decât 13 de miliarde, rămânem cu un deficit 13 de miliarde, nu? Nu, deficit cu două pași. Până la 23 sunt 9 miliarde, aproape 10 miliarde. Care nu acoperim, în condițiile în care ai numai la bugetul de funcționare, total era acolo, cred că era de... 6 milioane 710. Da, 6 milioane, numai la funcționare, adică da, da, consumabil. Da. Deci una e 7. Am 6 miliarde, da. 6 miliarde. Deci, oricum banii nu ajung. Credeți că cineva nu vrea să facă, dar acolo noi nu am vrut să... Eu nici n-am vrut să ocore strada aia, sub nicio formă cu asfalt. Că n-am nimic cu dumneavoastră, pentru că nu stați dumneavoastră. Dumneavoastră pe strada dumneavoastră. Dar a venit această condiție draconică, că acolo unde este, nu, este prins pentru canalizare, nu umbrăm cu asfaltul că să-l spargem ea. De asta este problema. Nu are cineva ceva din ea. Dar eu am zis să se intervină cu piatră măruntă ca să... O să punem niște piatră, deocamdată nici bani de piatră nu mai avem. Noi anul acesta, în afară de investiții de care le avem și destul, 12, noi alți bani pentru a interveni, nu mai avem, nici măcar să facem un gard. Acum ce o să facem anul ăsta cu curățenie. Dar speră că în cursul anului 2024 o să mai fac o rectificare de buget și care o să mai dă niște bani. Și o să ne mai dă în continuare. Și atunci o să ținem cont și o să ducem exact acolo unde trebuiește. La drumul ăla la dumneavoastră, abia se termină și cu Dumnezeului, cu traversările astea la gaze, o să intervenim acolo unde mai este nevoie, cu sumele care vor veni. Dar, deocamdată, bugetul este insuficient. Nu, sumele sunt 51 de miliarde, nu îmi trebuia cel puțin 70 de miliarde. Pe bani de vorbesc. 70 de miliarde. Ca să acoperim toate finanțările, plus ce ne mai trebuie nouă, de când zic că extind prima aia în America, de când zic că mai fac un număr de bani. E bine că am avut 12 miliarde în excedent, dar dacă aveam 12 miliarde în excedent, nu era 51 de miliarde tot dat bugea, era 40 de miliarde. Și în condiții numai la personal, la salarizare, inclusiv cu, benzina care o luați dumneavoastră sau indemnizația, sunt 26 de miliarde. Ascultați ce vă spun. 25 de miliarde, 26 de miliarde. Corect, am înțeles. Eu n-am păi dacă ați înțeles, ați înțeles că nu sunt bani? Chestia cu balastul, cum s-a făcut prin alte părți. Nu, nu, din nou, pentru că de nu jos în fundia. Acum am spus că nu sunt bani dumneavoastră, am înțeles, dar dați-le pe balast. O să fie, că nu o să fie, o să aducă. Și am înțeles că vreți să faci un șanț pe deasupra, de-a luat tot drumul, făciți-o, chiar vă aștept. Dar să-l fac pentru restricții de viteză. Făciți-o, chiar vă aștept. Dumneavoastră, păcat că ați trecut în urmă, dar e părerea mea personală, nu vă stres. Dumneavoastră, să învățați, faceți diferența între domeniul public și domeniul privat al dumneavoastră.
Și când o să faceți diferența asta, atunci să spuneți că faceți. Eu chiar vă aștept să faceți. Sunt și bărți, sunt și bărți. De acord cu ce este adevărat, sunt de acord. Dar cu chestia că faceți dumneavoastră șanță, nu mai treacă, că de unul trece asfaltul pe acolo, faceți șanță. Eu chiar vă aștept. Eu vă aștept să faceți cu 70 la oră pe acolo. Nu vă supărați cu bărți. Dar dumneavoastră și așa nu stați prea lung. Dumneavoastră stați la Unești. Faceți în abia de-a Unești și conduceți la păduri. Ce tot trageți atât dacă sunt permanenți aici. Sunteți fără, dar eu vreau că eu trăim în păduri. Dar dumneavoastră nu faceți naveta la Onești, ce spuneți de mine? Eu fac mașina mea personală. Da, și eu ne fac la, am serviciul la Onești cumva. Păi da, vă duceți. Păi nu urmă, mă duc, probleme, nu numai pe zonerie, am probleme în serviciu, am duc la Ievol, mă duc la cum se duce. Adică că nu vreau să... Păi da, ce vreau? Eu asta v-am rugat să rezolvați problema. Și eu v-am spus că nu se poate. Se rezolvă. Foarte bine, hai, țineți-o cum se poate. N-am zis că nu. Ce? De spus? E vorba că se fac investiții foarte multe și... Păi, deci, pe seama, la bugetul care este prevăzut... oameni buni, că atunci nu mai trecem... La bugetul care este prevăzut și cum a spus dumneavoastră, sunt foarte multe din astea care... Foarte multe de astea ce? Ce să mă record? Eu nu am nimic. Dar spuneți ca să înțelegeți noi, ne lăsați în ceață. Da. Eu atât am avut de spus. Alte discuții sunt? Comisie. Comisia de sport. Și comisia juridică. Supunem la vot. Așa. Acum. Și luăm? Punctul numărul 3. Primăria... Nu, dar să citiți punctul numărul 3, nu ai nimic. E punctul. Referat de aprobare. Domnul președinte, buget local din anul 2023 este în sumă de 1.200.000 de lei și aceasta potrivit legii din numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare poate fi utilizat doar pentru investiții, pentru anul următor, respectiv anul 2024. Prin urmare, am propus cheltuirea acestei sume după cum urmează. Investiția. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Coțovănești, Comuna Coțovănești, județul Bacău, prin programul PNNR, capitolul 6502, titlul 60. Suma de 160.000 de lei. Investiția, renovare energetică școala Borșani, suma de 200.000 de lei. Investiția, modernizare parc comunal Coțofănești, suma de 140.000 de lei. Investiția, alimentare cu gaze naturale, în suma de 200.000 de lei. Investiția asfaltare drumuri locale în sumă de 500.000 de lei. Având în vedere cele de sus, supunem dezbaterii deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat astăzi. Deci e vorba de ceea ce aș spus doamna Comutat, pentru prezentarea materialului. E vorba de cofinanțare, dar e vorba de acel excedent pe care îl avem noi de 12 miliarde de lei. Da, care l-am repartizat pe acele, de ceea ce spuneam mai înainte și nuanțez. Și mai este vorba de acest noroc de a avea în excedent 12 miliarde de lei, să putem să susținem în buget și băgat. Și programul care ne-l dă prin Angel Savini, de exemplu. Asta e numai cofinanțarea noastră, de exemplu. Finanțarea noastră, normal. 500, din noi excedent. Excedentul de 12 miliarde, nu la drum, 500, plus la faptul unul, adică astea sunt lucruri care s-au repetat aici. S-au spus și nu în expunerea, în încheierea exercițiului, în bugetul 2024. Deci despre asta este vorba, este vorba de acest excedent de 12 miliarde, unde s-au repartizat. Și de care m-au avut mare noroc. Era mai mare, era și mai mare.
Aici dotarea cu mobilier și materialele didactice se face la școala care funcționează. Acolo așa, normal. Nu, la copănești, mă refer la copănești. La toate școlile. Toate se dotează cu mobilier, cu echipamente, sala de sport, cu materiale. Mai moderne, nu? Asta e un program. Asta e o chestie. Păi, da. Când îi degeaba, mi se pare scump. Dar nu dacă de fiecare dată să avem cele toate noțe. Da. Nu dă de unul european. Rare, rarități. Am văzut că am fost finanțat 100%. Ba, nu știu, noi n-am avut. Și nu știu dacă a fost. A fost probabil la agricultură, dar nici a fost. Nu știu că am mutat, am făcut. Dar și chiar dacă e la 100%, tot ce mai vezi cheltuiesc. Ce trebuie să faci aia? Trebuie să opționezi, trebuie să mai duci. Da, așa că o ridicare top, am văzut o ridicare. Nu mai apare cheltuiala, nu e? Nu, nu sunt cheltuieli neprevăzute, ca în familie. Se vește o nuntă. Nu e studia. Nu e, cheltuiala neprevăzută. Nu e prevăzută la început de anul. Se rupă papuci, sau pocnește mașina. Da. Sare planetară, se rupă. Ei, e prevăzut, nu știu că sunt planetară, dar urmă asta. Să pui, nu? Dacă vrei să mai mergi cu mașina. Da. Comisiile? Aviz favorabil. Și comisia ajută. Să pornim la vot. Nu trec cu jindul ăsta. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Coțovănești pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. Aoleu, asta e iară. Urmă de și propune. Asta am citit-o trecând. Consiliul Local al Comunii Coțovănești, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă și acționarului SC Crave S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SC Crave S.A. să voteze pentru în adunarea generală ordinarea acționarilor Crave S.A. din 28.02.24 la hotărârile prevăzute la punctele 1.5 ale ordinei de zi comunicate pe adresa SC Crab S.A. din numărul 1098 din 26.1.24. Articolul 2. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de quorum pentru ședința adunării generale ordinare acționarilor din data de 28.2.24, valabilitatea mandatului prevăzut la articolul 1 din prezentă se extinde pentru ședința din data de 29.02.24, menținându-se votul favorabil. Prezenta hotărârii, articolul 3, prezentă hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Comunii Coțovănești în adunarea generală a acționarilor SC Crab S.A., compartimentul care întocmește raportul. Din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunii Coțovănești, Compania Regională de Apă Bacău S.A., prefectului județului Bacău și va fi publică, dată publică, în condițiile legii. Da, nu este cazul, sigur. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea participării companiei în calitate de lider de parteneriat în cadrul programului pentru conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, așa cum rezultă din nota numărul 5266 din nota 12-23 a serviciilor investiții din cadrul societății și cum s-a aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrare numărul 5 din 16.1.24, conform prevederilor articolului 11, aliniatul 2 litera J din actul constitutiv CRAB, colaborat cu ordinul MMAP numărul 2065 din 22. Pentru aprobarea ghidului specific, condiții de accesare a fondurilor europene oferite
aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta componenta CI, managementala apei, investiția 3, sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. Împuternicirea directorului general CRAB, domnul Constantin Doru, de a semna în numele și pe seama societății. Și ajunge, nu? Este vorba de hotărârea Consiliului Local, în care îl puternici pe directorul CRAB ca să reprezintă această societate la voturile care se vor da în ceea ce privește menținerea la care cineva întâlnit. Eu am găsit aici, mai am o hârtie, v-a fi făcută, domnule președinte. Îmi dați voie să citesc? Nu, ai o hârtie făcută de Baralia. Subsemnată Raluca Popa, solicită majorarea indemnizației acordate în baza contractului de mandat. Nu știu ce cu ea, dar am unde este aici. Nu știu ce, dar n-am cunoștință de ce dată. Păi, acum... A fost punctul 4? Da, e trecut aici, cu Popa Raluca, nu? Da. La punctul numărul 4, că nu le-a citit toate domnul Cicică. Da, e trecut acolo. Cu majorare și... Că se solicită să fie și în comisie. Nu se crede astfel. Da, este în... Domnul... A, o citim și pe astea? Nu. Nu ar de lumea. Uite, în fapt, subsemnată am fost numită administrator executiv în baza contractului de mandat 13-12-2023. Uite, în conformitate cu articolul 12 din contractul de mandat, remunerația membrilor administrației de coordonare generală națională. Lasă că nu-i de-a noastră. Hai să trecem la voi, hai să fie pierd timpul voastră. Deci, comisiile? Și comisarul. Așa, să punem la vot. Uite, asta este nota asta internă. Mă, este nota internă, care uitați ce spune. Vede secretarul ce are de făcut cu ea. Facem precizarea că valoarea eligibilă prin acest proiect pentru fiecare utilizator este de 1.900 euro fără TVA. Ofertele obținute în vederea proiectării și execuției unui branșament de apă, racord, canalizare evidențiază costuri estimate la circa 4.000 de lei, branșament sau racord. La CRAB, deci treaba de la CRAB acum. Păi ei o să se ocupe de chestiile astea, de a-ți face. Brancamentele cum e la Brancan, Borșanii de la CRAB. Noi suntem, da, dar Coțofănești și Bâlca, noi avem la tână. Urmează să-i prezent, nu? Da. Da, la punctul 5, eu sunt permis să intervin eu, pentru că acum adică să... Îl derulez eu pentru faptul că este legat de activitatea celor de la ajutor social. Acum, asemenea, ăștia mai nou nu se mai deosebe ajutor social, este venit un limb din... Așa, pentru faptul că le-au comasat pe cele nouă, ca să zic așa, venit un limb VMG-ul și cu ASF-ul. Se numește alocația suplimentară. Se numește venitul minim de incluziune. Acești oameni să presteze niște ore muncă pentru ceea ce, pentru banii pe care banii, sumele s-au mărit la ora actuală. Munca în folos comunității o face numai pentru, nu pentru alocația suplimentară, doar pentru venitul minim garantat, pentru VMG. Și aici noi avem un plan de activități pe care îl facem cu ei, pe care dumneavoastră l-aveți acolo la dispoziție, la materialul pe care l-ați primit, și aici
am trecut exact ceea ce ne-am propus noi să facem cu ei în acest general, ceea ce de fapt facem fiecare an de zile. Puși gospodării, să începem de la igienizarea pârâurilor, la stațiilor verzi, drumul văruit, pomii curățat și așa mai departe. Și... scuzați. Da. Sunt într-o ședință, să nu-mi descurc. Mă scuzați. Am văzut că l-am dat silențe sub de rând. Și am făcut un plan de acțiune, dar bineînțeles că asta se rezumă numai la mulți gospodărești cu care vom derula această activitate. Dar numai ce vreau să vă spun doar, ca să știți și dumneavoastră, o, știu, nu pot să mă pronunț, că mi-a spus nimeni că așa este, dar oricum, la ora actuală, se urmărește diminuarea drastică a numărul dosare de ajutor social. Și am să vă rog trebuie exemple spre edificarea dumneavoastră, pentru faptul că toți care merg acum la forțele de muncă ca să ridice adevărinți, să imesc repartiție la locul de muncă. Ceea ce spuneam eu odată, că nu funcționează piața muncii. Acum funcționează al dracului de bine. Am să vă spun o chestiune, că deja fac exces de zel. Am aici și am îngosat din nou aici, dar sper nu am asta. Din trei între luni prezintă la Agenția Județeană, deci la Onex, la sucursala Onex, la forțele de muncă. Bă, dar aș vrea cum să spune toți jumătății, să fie investit așa ăsta. Mă nu era aici, dar nu aș vrea bine. Lasă-mă. Și, bă, fraților, am început să-l dea loc de muncă și la cei care, la care nu trebuie să le dea. De exemplu, l-am pe Vasile Bamboi de la Tău, cel care e un lucru natural din sat. Bătrâne, da, steaua lui. Dar pe mine i-a dat loc de muncă, am reparat la Bacău. La Bacău, atenție! La Bacău. La Bacău, la o societate de... Conextrux. La Conextrux. La ce pui la Rusă. La cu drumul. Deci, am mai venit după aia de la Cănoșoaia, familia aia, nu le zice Scripcariu, dar ăștia e Porecrește, dar am doi. Socul lui George, Bardo. Ăla umblă cu spray-ul de aer în buzunar și cu pastile în buzunar. Dar cum au adunat la casa de adunare la Cănoșoaia, bani să nu ducă pe la ea și cu niște probleme. Și le-a dat repartiții și aia, dar și un fix sau și un nevoie. La Târgovna. Adică se face un exces de zel. Eu sunt de acord, adică de acord nu mi-a părut și de acord eu, dar așa zic eu, e o menește. Dă-ne mă la ăștia că sunt dragon care te ducă în două la pipine. Dă-i de muncă, frate, dă-i și ținile. Și oamenii sunt foarte revoltați acum. Și erau să revoltați și cei care îți bun de muncă. Păi, dar voi ce fie revoltați? Păi, ce eu, vând un salariu mie pe economie, până la Târgovna, până la... Deci, i-a dat lui Vișinica, lui Lazar Vișinica. Cartier. Ce scandal a făcut și aia. Și au început oameni să scandalizeze pe nedrept, în punctul meu de vedere. Am mă, vă duceți acolo la societate, dacă vede că nu sunteți buni și nu sunteți apt pentru ce v-au ei de făcut acolo, atunci dat, o să mă dea o negrație și mă fi mintă, Dumnezeu, de acasă. Așa, dar se merge pe chestia asta. Și toți care nu venuți, doar pentru că i-a dat, deci au dat și acum mai avem 42 sau câți? 41, care trebuie să meargă și cu siguranță în restul 41 cam 30 primesc, dacă nu chiar toți primesc repartiție. Păi dacă nu se... Scopul, din punctul meu de vedere, dar nu pot să zic 100%, este diminuarea acestor dosare care sunt consumatoare de bani, de fapt. Și fiind un an mai dificil, probabil că și aici ar fi o sursă de a mai strânge puțin punga și cureaua. Dar, una peste alta, eu vreau să spun că dacă noi am avea pe ăștia, așa am spus-o și-o repet, cu mâna rară, dar mult mai, dar mai rău, n-ai cu, ce, cu cine să faci față, că n-ai cu cine să faci. Oamenii sunt bătrâni, normal, fiecare zi, prin ordonanța de OUG a guvernului, prin ordonanța de urgență a guvernului și prin hotărârea Consiliului Local, care a plecat pe
avem ca schelet această ordonanță, fiecare om este obligat ca în fața porții lui și nu numai în fața proprietății lui, care casă, care are casă, să-și curețe șanțul, să repare gardul, să-și văruiască pomii, să-și grebleze, să-și taie vegetația, ierba. Nu face nimeni lucrul ăsta. Să-și curțe podețul, nimeni nu face lucrul ăsta. A rămas la primărie. Asta mai există și, și un lucru explicabil, că sunt și care nu locuiesc aici, case nenlocuite și trebuie să facem noi. Mai sunt și care sunt foarte bătrâni și n-are ce să-i ajute. Mai sunt și tineri care sunt puturoși și nu vor. Și așa mai departe. Și avem noroc de acești doamne, că altfel comuna face primărie. Primărie, noi nu avem o echipă de asta, de care ca la oameni la edile, ca să ai, n-ai să facem. N-ai, trebuie să facem noi. Și noi facem atât, cât putem noi. Dar nu spun, nu am scot angajați care să-ți fie, să lucreze la acte, da, să măturești numurile, să măturești șanturile și să dea cu bidireaua. Sunt lucruri care le facem cu ei. Dar acum, probabil că câte dosare avem noi ultima dată, era undeva la 187, 229 de dosare, pentru că au mai venit aia cu ASF-ul. Era undeva la 187-190, deci stăpânesc bine cifrele. Da, da. Probabil că o să mai rămână cu 50 de dosare. Probabil că o să rămână chiar ălea care... Și rămână aia bolnavi? Și rămână aia bolnavi cu care o să fie ălea bolnavi și aia copii nu. Să aia copii nu... Nu poți să-l pui la muncă, dacă are copii sub 7 ani. Femeia. Da. Tu-l poți. Așa? Și nu știu mai ce nu faci de la ea. Stăm așa să vă încezim. Când am găsit societate să facă sădățenii din comună, n-am văzut la nimeni. Dar o să încercăm să facem ceea ce putem. Deocamdată noi ne-am apucat timpul când a fost prielnic, și de prielnic, am văzut că se lucrează. Se lucrează, dar nu de el, la Borșan, și la Poțofănic, și până pe Bârca, și pe Lunca, peste tot, se lucrează. La gara am lucrat. Deci noi lucrăm, trebuie să punem, chiar îi punem la treabă. Câte zile au de... Ce mizerie era la gară? De oare de fapt. Ce mizerie. Și atunci ce mizerie am făcut la gară și... Da, gara se duce jos, aia nu e noastră, frate, ce se fac cu ea. Dacă e a se construiesc cu gara. Să renovezi gara. Și de să spun că ne facem treaba cu ei. În condițiile în care o să rămână mai puțin, nu sunt oamenii care... Deocamdată, asta e. Deocamdată, i-avem pe ei și face treaba ei. Chiar ca să avem pe ei. Uite, la Dămășoaie chiar am terminat treaba. Aproape că am terminat treaba. Avem râpa aia în fundul satului de la Andrei și de la Mâine. Și aia, poate, mai mult de jumătate de făcută. Și am luat satul, l-am și măturat la sat. Așa vrem să facem toate de satele. O să mai termine și ăștia cu gazele și o să toarnă asfaltul pe zona care e asfalt, pe zona în care nu e asfalt, să reparăm ca lumea, ceea ce vă ziceam și mai înainte, o să reparăm, dar să terminăm și o să punem coguna la punct. Deci o formă nu o lăsăm așa. Nu o lăsăm așa, că nu e de lăsat. Da. O să vedem ce se întâmplă. Dacă ia așa la 100, 200 de dosare, le ia de 40 la rând, în 3 șuturi de astea, le rămânem din 3 ori 400 de ori, să ia de 5 ori, 5 ori 4, 200, 5 ori 4, 200, nu? În 5 rânduri, dacă îți mai dă înapoi ați numai 10, ceea ce spuneam, 50 nu s-a dat. 3 luni și apoi ai duce iarăși la... La examinare. Și care rămân. Și vă dați seama... Nu, ceva dosare vor rămâne, cu siguranță vor rămâne, dar vor rămâne strict a celor care... La partău cu mături, că la nu știi să ce trebuie. Probabil va da negație acolo. Asta am zis la ăla, nu, ăla dar putem noi chiar ăla. Am zis că punem mașina la dispoziție, îl ducem până acolo și îl arătăm, oameni. Cu omul ăsta că nu e. Doamna aia de acolo, la forță de lucru, chiar n-a înțeles că a fost doamna Irene și a zis că domnul, dar omul ăsta nici nu știe cartă. Omul ăsta n-a lucrat niciodată. Îmi luase la întrebări, de ce nu are probleme. Dar nu știe probleme. Dar nu știe să ajungă. Are probleme și de gândire. Că la poți spui că are probleme de gândire. Dar nu mai putea sta în picioare și îi zic, dați-i doamnă scaun că tremură, tremura săracul. Păi nu mai, eu săra nu sunt un om. Și n-a vrut, nu. Da, dar era o doamnă de asta, cum să spune, mai zeloasă așa, mai plină de zi. Dar e cam fiecare zi așa. Da, fiecare zi așa, nu? Dar numai ea este acolo. Ea-i șefa. Ea-i șefa, nu? Eu am să port o discuție cu doamna, nu se poate zic, uite și ăsta, nu ți-a ce ne-a spune această decizie. Da, da. Dar totuși am să port o discuție, am doamnă.
Și la un moment dat se întreba, ce să fac eu cu cea cu hârtiele? Și cum să-l trimit eu pe asta la pe omul ăsta la altul? Și zic, păi că mai de-aia vă spuneam, că cum să-l trimiteți? Dar dacă decideți dumneavoastră, merge un pic. Ce să-i fac? Nu puteți fi ei de ea. Da. Dacă aveți ceva întrebări suplimentare la punctul ăsta, spre exemplu, deci, cum spuneți dumneavoastră, se face curățenie într-un loc, dar iar apar din astea. Spre exemplu, la societățile astea comerciale, ar trebui spus, domne, în momentul când îi dă o napolitană sau o doză de suc, de metal, de hârtie, se spune, bă, aruncă-o la coș, bari metalul cum poate să facă. Când merg pe drum... Supul să-l dea băut și să-l pună bidonul la bidoane, să nu-i mai pun așa. Păi nu, dar le aruncă strada, înțeleg. Păi și nu, dacă îi dai desfăcută și îi dai și un bidonul de sub băut, nu mai e. Nu, ar trebui, ar trebui să le aruncă, promova și chestia asta, băi. Am făcut o tabără, ați zis de 7 ani de acasă, cum a fost? Da, dar ți le-am dus copiii acolo, asta le-a spus. Să nu aruncați pe jos, să fiți ordonați. Exact. Și când plecau, deci când îi ducea la microbuz, le dădea tot la fel, un cor între asta. Deci niciunul n-a dus la, aveau saci, aveau tot. Toate erau pe jos. Și am vorbit chiar cu predicatorii lor. Zic, uitați, și vreau într-adevăr, că avem 3 zile de când ne chinuim, același lucru le spune. Deci același lucru le-a spus. Deci n-au pus unul la sal cu o napolitană. Deci, domnul Vici și domnul primar, când a fost tabăra aia la Bâlca, a fost o chestie foarte frumoasă. Am venit și eu cu chestiile astea. Zic, bă, mențineți curățenia, sunt într-adevăr. I-a pus și au menținut-o, au coordonat voi. Dar acum când îi vezi, iese din magazin, dar poate să stea cineva. Unii se chinuie, unii fac mizerie. Da, și e vorba de... Și cine poate de câtă educație are? Ce e vorba de educație din familie, de la... Cei 7 ani de acasă. La școală și conștiința proprie a copilului. Până nu o să vă fie activate lucrurile astea, nu o să meargă pe lucrurile, că n-are cum să meargă. Așa ne-am îngăsat. Niciodată nu fie. Nu e ce nu zic, dar în ceea ce privește agenții economice, totdeauna am avut discuții cu ei și când am eliberat autorizațiile de funcționare a agenților economice, i-am chemat și am spus să aveți coși de gunoi la, în incinta sau în apropierea incintei punctului dumneavoastră de lucru. Dumneavoastră aveți obligația să vă țineți și voi, dar dumneavoastră a aruncat copilul pe jos, dumneavoastră dați la unul sau la unul, dumneavoastră personal. Nu se adune cartoane, că uite, la văd că ai fost să adune cartoane și le trântește așa cum le trântește, din multe pubelele alea de zici că nu le-am golit de 3 luni și el într-o săptămână le umple. Adunați captoane, că sunt agenții comunici și eu de asta vreau să n-am nicio pretenție o alta sau e un loc de-a meu, de asta le vorbim cu agenții economici. Doar în privința asta, mă, captoanele pliați, le strângeți-le așa cum am pus în anunțul ăla. Sticle de plastic, cutiți, le băgați în sarcă, sunt dat selectiv. Nu înțeleg nici agenții economici. Ce pretenție mai am la copii? Ce, dacă agentul economic nu respectă? Avem! Am și am acum agentul. Vine cu sticla de bere de la gară, unde vrei să o arunci? O arunc în față la mine, dacă îți nimerești, dacă n-a băut-o. Să duci tu să o iei, e sticla ta. Fă un șapt, înainte de tine și să nu mai tragi cu bere. Nu nimic, nu ia dacă ar ație, și de-aia îl lasă. Eu l-aș trimite pe el cu sapă. Dacă el bea un pătreș înapoi. Să puneți la vot comisia și... Deci comisiile... Și comisia și... Așa, să punem la vot... La diverse, dacă vă diverse, cred că până la diverse, mai spune.